Cum ți se par cluburile din Mamaia Nord? Te distrezi? Da, mă distrez foarte mult. M-am distrat timpul verii. În perioada asta cluburile nu sunt ceea ce ar trebui să fie, dar pe perioada verii sunt foarte frumoase cluburile din Mamaia Nord. Păi de ce nu e ceea ce ar trebui să fie acum? Pentru că este perioada aia de mutare între cele care se deschid în oraș și cele care sunt deschise în Mamaia. De unde ești? Din Constanța. Cum ți se par prețurile? Ok, sunt prețuri bune, cum sunt și în restul țării. Cam cât este un pahar de alcool? Nu știu, că luăm sticle de obicei. Cam cât costă o sticlă de alcool? În funcție de ce calitate vrei să aibă alcoolul. Dacă mergi după o băutură bună, bineînțeles, plătești mai mult. Și tu ce preferi? Băuturile mai bune. Cum ar fi? Romul. Și cât este o sticlă de rom? 600-700 de lei. Ce muzică asculți de obicei? Cam orice muzică se pune în mod normal și mai spre dimineață mergem pe un gen muzical mai mai versat, da. Unde mergi așa frumos îmbrăcat? Vin din București și merg la o nuntă. Ce părere ai despre cluburile din Mamaia Nord, dacă ai apucat să mergi până acum? Istoric am apucat să merg, n-am mai fost de ceva vreme, sincer. Sunt drăguțe, un pic cam over expensive pentru ce oferă, sincer. Deci ce părere ai despre atmosferă în general? Nu, atmosfera e foarte frumoasă, nu pot să zic nu. Îmi place mereu când mă duc, doar că, din păcate, cheltuiesc prea mult câteodată. Și comparativ cu Bucureștiul, cu capitala, cum este Constanța noastră? Sincer, are un avantaj major, plaja, care, după părerea mea, oferă un avantaj extraordinar față de București. Și din punct de vedere al distracției, al vieții de noapte, ce ai prefera, Constanța sau București? București. E acasă. Subiectivitate? Subiectivitate, evident. Dar. Și încă o întrebare, ce muzică asculți în general? Să zic un house, mă rog, afro house, cum se numește în zilele noastre, și muzică veche, popcorn românesc. Regăsești aici, în Mamaia Nord, da, genul tău muzical? Da, clar. Bună, de unde ești? Din Tulcea. Cum ți se par cluburile din Mamaia Nord? Super, adică, nu știu, e atmosferă, mai ales pe timpul verii, este foarte multă lume în special, dar e foarte aglomerat din punctul meu de vedere. Dacă ar mai mări plajele sau cluburile, ar fi super. Și acum că suntem în extra sezon, ți se pare mai ok sau mai rău? Mi se pare mai ok, dacă era vreme mai bună, era super ok. Deoarece e lume, dar nu e așa aglomerat, adică poți să te mișcă decât, poți să dansezi, ai loc pentru toate. Cum ți se par prețurile? Aici, da, e un subiect destul de complicat, dar sunt ok față, de fapt, pentru și un sezon plin, sunt ok, să zic așa, nu știu, sunt ok, sunt accesibile. Și ce muzică asculți? De toate, de la, nu știu, de la manele, de la muzică ușoară, hip-hop, în afară de rock, că nu suport. Și muzica din cluburi, cluburile acestea, din Mamaia Nord, ți se pare ok? Da, e ok, mai ales aici, e o muzică super. E pentru toate genurile muzicale, nu ai cum să nu-ți placă. De aceea și vine foarte multă lume. Mulțumim mult și distracție plăcută! Mulțumesc și eu frumos! Cum vi se par cluburile din Mamaia Nord? Nașpa. Păi momentan nu m-a impresionat nimic, să știți. S-a cam dus sezonul. Da. În sezon vă plac? Da. Da. În sezon e destul de interesant. Este din, da, București, adică în București. Mergem la... Între capitală și Constanța, care ați spune că este top din punct de vedere al distracției? Capitală, clar. Capitală, clar. Cum vi se par prețurile comparativ cu Bucureștiul? Băutura e foarte scumpă. Dau bani cu dobândă! Da, băutura e foarte scumpă, dar... Hai acum... că e cam la fel dacă stai să... Cel puțin în club. Club, da. Ce muzică ascultați în general? Trap, orice, manele... dar nu trap. Ea e mai pizza asta. Da, trei manele, ce place tineretului acum, na. Într-un cuvânt, vă distrați aici în Mamaia Nord de obicei sau? Clar. De obicei, da. Da. Dar în seara asta nu. În seara asta ne-am plictisit. Cum ți se par cluburile din Mamaia Nord? Sunt super, sincer. Acum o să intrăm și noi să vedem ce atmosferă este. De unde sunteți? Noi suntem din Moldova. Și cum vi se par prețurile aici? Foarte ieftine. Cum ți se par cluburile din Mamaia Nord? Frumoase. Cum să mi se pară? Ce muzică asculți? Țancu Uraganu, Pise de la Mare. Cum ți se par prețurile? Bune.
pentru niște cluburi ca în Mamaia sunt bune. Cam cât este un pahar de alcool? 35-40 de lei, depinde.